Muzeul de istorie, în parteneriat cu mai multe instituții școlare din Roman, organizează vineri un simpozion dedicat micii uniri. La Muzeul de istorie din Roman se organizează anual astfel de activități pentru public și data de 24 ianuarie, prin importanța sa istorică, este prilej de a ne reîntâlni cu profesorii de specialitate și cu elevii doritori de istorie, de a învăța, de a afla mai multe, atât legat de istoria națională cât și de istoria locală, astfel încât pregătim un simpozion care va avea loc vineri începând cu orele 13 în Casa Nevruzii, în Sala Unirii. Iar la această manifestare colaborăm atât cu Primăria Romanului cât și cu liceele din oraș. Vă dau drept exemplu Colegiul Roman Vodă, Seminarul Episcop Melchisedec, Liceul Program Sportiv, Colegiul Petru Poni. Sub îndrumarea profesorilor coordonatori, elevii implicați în organizarea evenimentului vor prezenta diferite teme care vor evidenția însemnătatea acestei zile. Vor prezenta teme interesante legate atât de mediul politic, de viața socială la 1859 ante și după, de asemenea legat de contextul extern, politic care a favorizat unirea principatelor române, materiale legate de personalități ale micii uniri, și aici mă refer atât la domnul Unirii, la Alexandru Ioan Cuza, cât și la Elena Doamna, la personalități din rândul clerului. Aici e vorba de Melchisedec Ștefănescu și de Dimitrie Matcaș, dar și mulți alții, după cum vor avea loc și discuții pe marginea acestor materiale, recomandări de lectură și chiar prezentări de materiale documentare legate de acest eveniment istoric pe care noi îl avem în patrimoniul Muzeului de Istorie Roman. Evenimentul va avea loc în Sala Nevruzii a Muzeului de Istorie, începând cu orele 13.